pentru curioși. Să știți că în gospodăria noastră, dacă nu ne cunoașteți activitatea de pe YouTube și animalele noastre, noi mai deținem un pui de bivoliță care tocmai a împlinit un an. Vreo 20 de caprițe. 20 fiind cu tot, cu ieduțe, cu sap, cu toate cele. Avem niște purcei, niște găini, niște căței, niște pisici. O gospodărie cochetă la țară. Și vă încurajăm să vă abonați la canalul nostru, care se numește Orășan la Țară, dacă vreți să vedeți din activitățile noastre locale, din Maramureș. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel, din Maramureș, și astăzi vopsim acest suport. La ce folosim acest suport? Veți vedea în cele ce urmează. În video de astăzi o să vă povestesc cum am ajuns eu să-mi cumpăr albine. Am vorbit așa sumar și în alte videoclipuri, dar e vreo 3 ani eu mă tăgândesc să-mi cumpăr, că-mi cumpăr, lasă că mi-ai cumpărat eu niște albine, mi-ai cumpărat albine. Momentul a sosit anul ăsta, că un prieten și-a adus albinele la mine și cu el am tot povestit, cu el m-am tot sfătuit. El nu m-a prea încurajat, dar văzându-l pe el că ține albine de ceva vreme, am zis, trebuie să mă apuc și eu. Și venind anul ăsta el cu albinele la mine, am zis, măi, prietene, prietenul meu Beni, zic, Beni, fă cumva, că chiar am prins drag de ele. Când le-am văzut aici la noi în grădină, am zis, gata, și eu mi-au albine. Însă nu știam eu în ce mă bag. Pentru că mierea îmi place, lucru îmi place, dar noi avem încă în gospodărie, avem 20 de capre, avem un pui de bivoliță, avem niște purcei, găini, pisici, câini și alte cele ce mai are omul pe lângă casă. Însă albinele, cel puțin în perioada asta, luna mai, sunt foarte multă bătaie de cap și o să vă zic de ce. În capul meu eu mă gândeam că până la urmă l-am convins pe prietenul Beni să-mi dea și mie 2 stupi din trai lui, să-mi dea și să-și ducă în mare restul acasă. Deci eu îmi imaginam la momentul când el mi-o da stupi, că da, îmi dă 2 stupi buni, care mi-am dat seama că sunt foarte buni și mă bucur pentru asta și mulțumesc foarte mult. Însă mă gândeam, băi, o mere cu ei, ori cu legi, ori o stai aici pe pastoral și mi-o face miere și pe la peste vreo 2 luni mi-o-i torce niște rame și avea și o miere din albinele mele. Bine, știam că va trebui să mă bag în stup cel puțin o dată pe săptămână, lucru care am socotit că o să-l pot face. Însă, problema e dincolo de alea calculele mele, pentru că eu nu știam că luna mai albinele se umple stupul și albinele trebuie să umbli la ele ca să nu roiască, să nu plece și așa mai departe. Avem o perioadă și mai rece acum, unde, totuși, din ce văd, avem, albinele noastre au ce culege, însă, foarte, foarte mare încălceală. Pe când mi-au zis ăștia, prietenul meu mi-a dat 2 stupi, noi, în toată regula, sănătoși, zdraveni, cu magazie deasupra, și în video de astăzi, după ce termin eu explicația asta de început, o să vedeți prima mea intervenție în stupul de albine. Dar îi nevoie să vă dau niște explicații, pentru că, cum vă ziceam, socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă, sau invers, cea de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și pe când am aflat că stai bă, că albinele ar putea să roiască, mai îmi trebuiau stupi. No, un alt prieten care e și urmăritor pe YouTube, a zis, hai că dau niște stupi mai vechi, sunt buni, numai să ți-i duci, să ți-i cureți, să ți-i pui în regulă și să-i ai, e rezervă.
Bun, între toate aglomerările noastre, m-am luat și m-am dus după stupi. I-am adus acasă, fuga cu fuța, seara, după alte lucrări. În perioada asta fiind foarte aglomerați. Și am adus acasă. La vreo două zile, că numai atunci s-a putut, m-am pus de-a încurățat. I-am... Așa. După aia mi-a trebuit rame suplimentare, pe care evident nu le aveam. Fuga în oraș, du-te, cumpără rame, cumpără costum, afumătoare. O, Doamne, multe mi-am luat. Multe am alergat. Și până la urmă le-am luat toate. Astăzi mi-a fost Gavrilă, prietenul care mi-a dat și stupii. A venit să mă ajute să vadă dacă facem un roi. Nu-i încă pregătită situația. A venit de mi-a marcat mătcile. M-a ajutat și cu treaba asta ca să le pot identifica mai ușor. Numai că eu reușisem să vopsesc doi stupi, dar nu avem suportul. Pe când a venit el, înainte de a se băga în stupi, deja eram stresat că pe ce îmi pun eu stupii. Bun, am dus repede la repezal acolo jos 20 de cărămizi, 2 scânduri de poștă. Am zis, lasă că le punem pe astea. Așa e de forță majoră la repezală. Pe când am așezat eu cărămizile în 2 stive, deja se clătea ea șenii. Bun, vă spun eu ce s-a întâmplat astăzi și apoi restul ți afla mai pe rând. Până povestesc, am vreme. Bun, pe când s-a băgat prietenul Gavrilă, că tă Grigore îi spun, dar îi zice Gavrilă, îi avea grijă. Pe când s-a băgat Gavrilă, într-un stup a găsit matca și în celălalt era matca, pentru că amu mă învăț, da? Ci că era puiet de o zi și matca, dacă ar fi plecată, n-ar mai fi puietul de o zi, că cu 3 zile înainte de a pleca matca, numai eu, povești de asta prin istorie. Pentru cine n-are albine. Bun, o cătat de două ori pântăte ramele, într-un stup a reușit să găsească matca, mi-a marcat-o, ăla știu că e treabă bună. În celălalt aveam două potci pe care le-am văzut eu sâmbătă și am zis, le las că poate fac un roiuț, dar n-a reușit să găsim matca în stupul ăsta. De două ori umblat cu toate ramele în mână și nu afla matca. Așa că, din cauza că tot e în regulă în stup, botcile încă nu-s gata de eclozat, că nu-s nici închise, dar-s botci faine, sănătoase, și stupul-i fain, familia de albine, colonia e bună. Acum trebuie să-mi pregătesc platforma asta, suportul ăsta, ca să pot să pun 4-5 stup pe el și să nu mai am treabă. O să vedeți ce fain iese, că am vopsit două lăzi, tu ulai, Doamne, ce fain, dar alea vi le-o arăta și vă explica în alt video. Acum vă povestesc ce s-a întâmplat astăzi. Mare, mare aglomerație. Pe când s-a uitat de două ori, n-o găsit matca, o zis, gata, o lăsăm, vinim altă dată la ea, că erau și foarte agitate albinele. Și un stup avem matca, și în celălalt este matca, dar n-am reușit să o găsim ca să o marcăm. S-ar putea duminică să ne mai băgăm iară stup, dacă reușim atunci să găsim matca și să facem un roi într-unul dintre stupii foarte frumos vopsit de mine. No, asta s-a întâmplat astăzi și astăzi e joi. Am avut și un om acid de mi-a ajutat la niște pământ, la niște nivelat. Și video de joi îl vedeți amu când s-a postat acest video. Dar, haidea să iau camera în mână imediat și voi arăta ce cadru frumos mi-am făcut. Ăsta l-am făcut pentru 1000 de ani. Dacă îl țin în garaj, mă ține 1000 de ani. Dacă îl pun afară, poate că mă ține vreo 10. 10 sigur ține, că eu cu lemn n-am mai lucrat. Și îl vopsesc frumos, cu o vopsea pe bază de apă. Dar eu trebuie să mă duc și la mulți de capre. Trebuie să mă duc să mulc caprele și atunci eu m-am socotit așa. E ora 7, îi dau un strat repede pe partea de desubt. Disară, îi mai dau un strat, adică după ce mulc, vin și mai dau un strat și apoi mâine îl pun frumos jos și pe partea de deasupra îi dau iară două straturi și treaba e gata. No. Deci avem aici o vopsea pe bază de apă foarte bună de la Casa Bună, smântână Casa Bună, dar nu e asta, e numai recipientul. Am avut un recipient mai mare și
ca să nu se usuce, l-am mutat într-un recipient mai mic. Asta e treaba. Cam asta am vrut să vă spun, o pregătire, să vă explic de ce a lipsit videoclipul de joi, pentru că suntem foarte aglomerați. Astăzi am crezut că îi mai faci un roi, cum ziceam, și n-am apucat din cauza încălcelii cu matca, cu Regina. Dar asta e problema, că eu am socotit, mă uita în stup în câte o seară, câte 20 de minute, o dată de două ori pe săptămână și mi-o culege miere. Dar uite-te tu că eu deja trebuie să umblu să fac stup, să fac suporți, să fac rame. Ieri am fost la cineva aici aproape de mi-am făcut rame și mi-a ajutat. Și așa mai departe. Deci lucru până ai lume și pe lângă animalele noastre, un pic, cel puțin acum până mă pornesc și până mă liniștesc eu și mă așez cu tăte, mi se pare că albinele astea îs cam un pic prea mult lucru pentru mine, dar atât am zis de tragi încât sunt foarte convins că o să continui foarte mult timp de acum încolo cu albine. Dacă mi-ajută Dumnezeu și nu-mi pierde toată familia până iarnă. Că vreau să vă mai zic ceva. Când au venit băieții ăștia, Gavrilă și cu Beniamin, care mi-a vândut stupii, au zis că mie, no, da, ce te faci? Zic, ce mă fac? Eu am pus acolo stupii pe poziție, voi mai tăt umbla pe la ei. Au încercat ei să-mi zic așa subtil, că noi vezi că s-ar putea să-ți roiască sau nu știu ce, ce te faci? Eu zic, dacă roiesc, mă uita după ei și le face cu mâna. Așa a fost atunci, am avut două săptămâni. Dar de atunci ăștia m-au lăsat un pic și după aia au început să-mi zică, bă, vezi că-ți roiesc, hai că viu să te ajut, hai vin să-ți arăt. Am dat, mi-a ajutat Dumnezeu, de-am niște oameni foarte de treabă care mă încurajează să fac apicultură. Chiar dacă e o provocare, cum vă ziceam, pentru că deja avem atâtea animale, timpul e limitat, dar îmi place mierea, mâncăm miere și astăzi, Gavrilă, când a umplat în stup, mi-a scos o ramă mică afară care a trebuit schimbată, era cu miere pe ea și am mâncat astăzi fagure, am mâncat miere și atâta de mine mi-a plăcut că din stupii mei, am samei, dar încă mai am să-i dau bani la Beni, că nu i-am dat azi, că n-am putut, din stupii mei am apucat deja la două săptămâni să mânc niște miere. Și, pe de altă parte, chiar dacă salcâmii încă n-au înflorit, pomii fructiferi, cireșii și ce-au fost până acum s-au cam terminat, sunt puține flori, dar, cum am gândit și eu și cum am socotit la noi în sat, e pășune foarte bună și multe flori, chiar și de fâneață, care, uitându-ne astăzi în stup, am observat, cum îi zice la acela, suc, deci uitându-ne astăzi dupi, am observat nectar și asta înseamnă că albinele noastre și acum, în perioada asta, culeg. Deci au cules, poate că mai slăbuți ca la lomii fructiferi, dar am văzut activitate, mă uit frecvent după ei și atâta de bine îmi place să le văd acolo bâzâind. E numai două săptămâni de când au apărut și mi-au dat de lucru albinele astea mult, mult, mult mai mult decât m-am așteptat. Da, sunt foarte bucuros pentru ele și închei acest video că minte n-aș trebui să mulc și mai am de... N-am văzut numai 10% din... 15% din cadrul ăsta. Așa că, în continuare, veți vedea prima mea incursiune în stupul de albine. E unul singur, m-a și mușcat o albine aia ce ninge după cap. N-a pățit nimic, mi-a trecut. Dar, vă încurajez să vă uitați la acest video până la final. Cine vrea să câștige purcica pe care o vom da cadou după fătare, deci după fătare, purcica noastră trebuie să fete. Și avem un concurs pentru urmăritorii noștri fideli care îi în felul următor. Cine ghicește câți purcei și câte purcele fată purcica noastră, trebuie să ne scrie în comentarii în fiecare video și să ne spună, purcica va făta așa și așa. Și în video precedent, celui în care anunțăm cât și ce a fătat purcica, vom lua comentariile la rând și primul care nimerește câți mascuri și câte purcele fată purcica,
primește o purcică de 6-7 săptămâni de la noi, ne ajută Dumnezeu și toate ori fi bune. Da, cred că o purcică măcar a fătas o putem da urmăritorilor. Așa că scrieți-ne în comentarii câți purcei credeți că a fătat purcica. Bineînțeles, să fim înțeleși de la început, cine câștigă purcica trebuie să vie după ea. Că nu putem să facem și transport, să o ducem noi. Da, nu vreau să vă plictisesc tare mult și trebuie să fiu atent și la vopsit. Așa că dați acolo un like. La finalul acestui video așteptăm neapărat comentariile și părerile voastre. Și le dăm bătaie. Trecem la etapa următoare. Avem doi copii mici și am o soție care cam cochetează cu ideea de a mânca bio, de a trăi sănătos, de a ne îndulci sănătos. Și de ceva ani noi consumăm miere, destul de multă miere. Și în video de astăzi veți vedea prima mea tentativă de a umbla în stupii ăștia cumpărați recent. O să vă și povestesc câte ceva, dar pentru că sunt începător, chiar începător, mi-am luat mănuși, mi-am luat o mască din cele mai ieftine, mi-am luat un afumător și am avut un prieten care și-a dus tupii la mine în primăvara asta, 2023, și stând pe lângă el, am observat cam ce face și, datorită faptului că îmi propusesem de mai demult să mă apuc și eu de crescut stupi, anul ăsta mi-am făcut curaj și când o veni să-și ducă stupii, cei 11 stupi cred că și-au adus la mine, dacă nu mă înșel, m-am rugat de el să-mi lase mie doi. În felul ăsta, cum vă ziceam, e pentru prima dată când eu mă uit singur în lăzile astea de la albine. Și pentru că facem și YouTube de ceva vreme, bineînțeles că o să și filmez toată treaba. Hai să vedem că atunci când o făcu Benny, toată treaba părea foarte ușoară. Din ce am înțeles, trebuie să fiu foarte, foarte calm. Eu cochetam cu ideea de vreo 2 ani deja de a îmi cumpăra stupi. Și iată că mi-am făcut curaj. Acum o să încep să văd cum se prezintă stupii ăștia. Benny a venit după stupii lui acum vreo 4 zile. Cred că duminică seara. Și astăzi este miercuri. Din păcate, masca asta mea
cam face feste. Salut, Beni. Salut. Mă, m-am băgat în stupi. Cum te-ai băgat? Așa, cu capul. Și ce ai văzut? Băi, nu văd mare lucru, nu-i problemă de ce văd, dar... vreau să te întreb, eu magazia asta trebuie să o dau jos acum ca să văd ce-i de dedesubt sau numai așa mă uit de deasupra? Aaa, băi, tu, da, ai ce să le faci cum? Da, mi-am luat afumătoare. Nu, ca să vezi ce-i înăuntru, atunci trebuie să mă agă de magazia jos. O iau cu totul jos? Da, 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 bași de alta, de pe de alta. Și o desfaci. Când o pui înapoi, bineînțeles, prima dată le dai cum. La magazia nu trebuie ce să vezi. Am înțeles. Și le dau fum și mă uit în ramele de jos. Da. Da, nu cred că ai pe aici ce faci acum. Păi numai așa, să mă uit dacă o mai apărut bot sau ceva, nu? Așa, pot să, na, pot să verific, da. Nu prea cred. Zici că n-ar fi apărut? Te vreau să am înțeles, mai erau ceva, mai erau ceva. Băi, nu, dar le-am văzut umblând cu... Le-am văzut cu poleni intrând. Deci eu practic iau toată magazia și o pun pe cealaltă ladă, așa-i? Da, mai grijă să nu scrivești cealaltă. Când le iau și când le pun mai ales. Și când le pui, domar, și să le dai cu cum să le dai, da. Nu, lasă că ridic o magazie și mă uit un pic în ele, așa, da, de curios. Da, uite ce. Bine, Beni, mersi, ne auzim. Plin lada de jos o să fie mai greu de scos prima ramă. Trebuie să pun undeva, pentru că pot să le... Sigur, mă descurca eu, Beni. Mersi de ajutor. Măi, m-o uita și la video, ori m-o mai uita, m-o și filma eu, o să poată râde bine alții de mine. Chiar acum mă filmez. No. Mersi, Beni, de ajutor, povestim. Salut, salut. Și albinele sunt foarte multe. Acum cred că marea provocare va fi să scoate o ramă de asta de aici de jos. Sunt tare multe. Cum vă ziceam, pentru prima dată în viața mea, când mă bag în stup. Și avem aici puiet căpăcit destul de mult pe rama asta. Chiar foarte mult. Pe ambele părți. Foarte, foarte mult albine. Ia aici și matca.
Tocmai am nimerit-o. Am văzut matca. Hai, fetele, fiți cu minți. Fiți cu minți că vreau să fim prieteni. S-o porni la atac. Cam umblă după mine. Oameni buni, cred că cam asta o să se rezume video de astăzi și aventura mea în stup. Pentru că văd că sunt cam agitate, sunt mai agitate decât îmi amintesc eu că erau când umbla Benny la ele. Hai să mai încerc să mai scot una. Sunt foarte multe albine. Și un pic mă cam intimidează. Încă m-a oferit Dumnezeu și nu m-a mușcat nimic. Dar pare că dumnealor sunt puse pe harță. Hop. O mișcare bruscă. O greșeală de începător. Dar nu ne lăsăm. Sigur, cum vă ziceam, dacă aveți sfaturi pentru mine, le aștept în comentarii. Dar nu pot să scopă cealaltă. Că nu se lasă. Nu mă las nicio. Chiar cu riscul de a fi mușcat. O ramă cu polen și cu miere căpăcită, puțin puiet, mă uit după boci. Și asta nu pare să aibă. Ba. Are ceva. Albina este foarte, foarte multă în stupul ăsta. Și am cam scăpat rama. Până mă învăț, cu mănuși greu. Bun. Îți mulțumit. Mulțumit că am scos două rame. Și o să punem înapoi magazia.
eu am mai citit, m-am mai uitat la alții, m-am mai informat. Spuneți-mi voi ce am greșit. Spuneți-mi voi ce am greșit în toată procedura asta. Și eu o să încerc să colectez pentru data viitoare. Probabil că una dintre greșelile a fost bruscarea ramelor atunci când le-am introdus la loc. Dar vă mulțumesc pentru vizionare. Dați acolo cu un like, măcar pentru curajul ce l-am avut de a mă apuca singur de stup și de a mă băga singur într-un stup. Cu prietenul meu, Beni, avem un video anterior pe care îl puteți vedea pe canal. Am studiat, m-am uitat la el și mi-a promis că mă va ajuta la telefon când îi adresez întrebări. Așa că sper să avem miere anul ăsta, sper să nu avem probleme, pagube la acești doi stup pe care am cumpărat și alte informații. Vă răspund la întrebări în comentarii. Vă mulțumesc de vizionare, vă salut și ne vedem data viitoare. O să fiu și mai relaxat acum când lucru în al doilea stup. Dar totuși am motive să fiu optimist. Dacă am luat magazia jos, am umblat în stup și nu m-am mușcat încă, nu m-am mâncat nimic. Hai să vedem ce avem și din coace. No, fiți cu minți, fetelor. Fiți cu minți. Daniel e băiat bun. E liniștit și îi place mierea. Nu-l speriați pe Daniel. Dintr-o dată. Este albină și în magazie. Umblă albina, dar din păcate cu masca asta mie îmi cam blochează vederea. Tare rău văd. Nu știu câtă e mult să apăs. Însă așa mă bag eu în toate, în toate treburile, pentru că sunt curajos și sunt foarte convins că voi reuși. Mai ales pentru că face sens în gospodăria noastră să avem și albine. Acum, nu promit că o să fiu apicultor, dar mi-aș dori tare mult. Băieții ăștia care au fost la mine, domnul Gavrilă și Beniamin, care mi-au vândut stupii. Gavrilă e un urmăritor care sigur o să lase un comentariu la acest video și o să mai dea și sfaturi. Ocazie cu care îi mulțumesc. Oamenii ăștia mi-au promis că mă duc cu ei acum anul ăsta la Salcâm. Și sunt foarte nerăbdător să văd. Nu-s eu cu planuri mari să culeg, să mă umplu de miere anul ăsta. Dar pentru mine e foarte important să mă încep și să mă apuc să fac, să văd, să experimentez, să învăț. Asta iarăși o ramă nouă, căpăcită, pe vreo 65% din suprafață, 75% pe partea asta, 70%, și din nou albină multă. Văd și trântori. Da, treabă multă.